Bună ziua tuturor! Astăzi petrecem conferința săptămânală și îl rog foarte mult pe domnul Furtună să vină cu o prezentare a situației epidemiologice în Republica Moldova. Onorată asistentă, stimați telespectatori, prezent datele evoluției procesului epidemic prin infecția COVID, situația la ziua de ieri, evoluția în dinamică cumulativă, la seara zilei de ieri fiind înregistrate 24.343 de cazuri confirmate de laborator prin infecții COVID, inclusiv raioanele din Transnistria. Vindecate la ziua de astăzi avem peste 70% din cazuri, în cifre 17.269 persoane. Din păcate, peste 3%, 3,2%, și asta este rata fatalității și este în scădere față de săptămânile precedente, constituit 771 persoane decedate. Rămân activi la ziua de azi în sistemul primar și în spitale, inclusiv în zona transnistreană, peste 6.300 cazuri, din ele în stare gravă 400 de pacienți. Incidența totală, cumulativă, raportată la 1.000.000 de populații, pentru data de ieri inclusiv, a constituit 7.700 cazuri și aceasta estimare e făcută din cifra de 24.343 de cazuri de boală și avem incidența comparativă regională. Mortalitatea cumulativă raportată la 1.000.000 de populații constituie 221 decese din totalul de cazuri estimate de 771 persoane decedate. Indicele de fatalitate am menționat deja, este în scădere față de săptămâna trecută și constituie 3,2%, a fost anterior 3,3% și acest indicator s-a păstrat parcursul a câteva săptămâni. Aici iar din nou prezint datele comparative cu alte state din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății. Din punct de vedere a evoluției pe trei indicatori cheie, remarc că numărul de cazuri după trei săptămâni de descreștere și aflare pe platou este în creștere și această creștere se estimează la peste 22%. Numărul de vindecați față de altă săptămână e în descreștere, dar aceasta este o cifră cumulativă. Deci, în săptămâna despre care vorbim, ea a scăzut cu 10% față de săptămâna precedentă, dar să nu uităm că mai avem încă 3 zile din săptămâna curentă, vineri, sâmbătă, duminică, care se vor adăuga un număr X de persoane vindecate. Și numărul deceselor față de săptămâna trecută a crescut cu 17%, numeric de la 42 de cazuri la 51 de cazuri absolute. Incidența la 100.000 de populație în ultimele 14 zile. Până acum eu am vorbit de incidența cumulativă raportată la 1.000.000 de populație. Aici vorbim de incidența la 100.000 pe ultimele 14 zile și ea constituie 117 cazuri la 100.000 de populație. Avem o creștere ușoară. În Transnistria avem o incidență de 40 de cazuri la 100.000 de populație, însă ea este una fluctuantă și schimbă radical de la săptămână la săptămână. Pe slide-ul în cauză aveți prezentate numărul zilnic de teste și rezultate pozitive. La ziua de astăzi avem efectuați total circa 150.000 de teste. În persoane sunt 113.763 testate. Asta din ziua de 26 februarie până la ziua de ieri inclusiv. Dacă acolo am prezentat zilnic, aici prezentăm informația săptămânală și se vede foarte bine cele trei săptămâni de platou, se vede săptămâna trecută de creștere ușoară. Noi în săptămâna trecută am atins indicatorii din perioada 22 iunie-28 iunie, săptămâna curentă
Mai avem încă 3 zile, dar se proiminează clar tendința de creștere atât a numărul de teste procesate cât și a numărul de cazuri confirmate. O scurtă descriere a cazurilor confirmate, perioada medie de incubație a 3 săptămâni la rând rămâne 5 zile. Rata de contagiozitate constituie 1,12%, vârsta medie a celor afectați e sub 47 de ani, predomină femeile ca sex implicat în proces. Ponderea cazurilor de import este 1% și aici vreau să deschid o paranteză. Noi am avut 3 săptămâni la rând cazuri de import în creștere de la 9 la 15, ulterior 14, astfel încât în ultimele 2 săptămâni noi avem o creștere esențială a numărului de cazuri de import, ele constituind 36 numeric, și vreau să remarc că a crescut și area geografică, s-a extins a cazurilor de unde se importă boala. Și, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire. Parcursul la 14 zile, după cum menționam, înregistrăm 36 cazuri de import, inclusiv Federația Rusă 7, România 6, Italia, Marea Britanie, Germania, cât 3, Ucraina 4, Turcia și Franța, cât 2 cazuri, și Afganistan, Belgia, Luxemburg, Norvegia și Uzbekistan, cât 1 caz de import. Asta în contextul faptului că noi menținem perioada de autoizolare și ea este argumentată anume prin cifrele pe care eu numai cât le-am enunțat. Din păcate, se antrenează în proces în fiecare săptămână copii și numeric această cifră constituie 1.335 de persoane de diferite vârste, după cum le vedeți în diagramă. Numărul persoanelor gravide în diferite perioade ale sarcinii implicate în proces constituie 211 persoane. O scurtă caracteristică a cazurilor de deces. Vârsta medie depășește 66 de ani. Cel puțin 99% din persoanele care au decedat reprezintă o comorbiditate. Două sau mai multe comorbidități prezintă 70% din cei decedați. Cel mai frecvent persoanele înregistrează maladii cardiovasculare și ele constituie aproape 86%. Diabetul zaharat rămâne în top cu o pondere de aproape 38%. Scadere ponderea persoanelor obeze, însă ea constituie 1/5 din numărul celor decedați și circa 1/3 din statutul persoanelor decedate prezintă maladii neurologice. În rândul personalului medical se constată o înregistrare continuă a cazurilor de infectare. Numărul cel mai mult sunt infectate asistenții medicali, aici sunt incluși felcerii de la urgență. Ei constituie numericul 1.477 de persoane, urmați de medici și infermieri. Rata de atac între ei, cea mai mare rată de atac este între medici, chiar dacă ei numeric sunt mai puțin, deși constituie peste 8% din 100 de medici infectați. Rata medie constituie 6,1% la 100 de lucrători din sistemul medical. Testarea lucrătorilor medicali. Lucrătorii medicali sunt un obiectiv și o parte a strategiei de testare în infecția COVID. Total, până la ziua de astăzi, sunt testate peste 11.000 de lucrători medicali. Din ei, cu rezultat pozitiv 3.281, în ultima săptămână au fost testați 702 lucrători medicali. Și iată, aici avem și rata, deci numeric, evoluția săptămânală numerică a personalului medical înregistrat cu infecții COVID. În legătură cu creșterea generală a numărilor de cazuri de infectare, crește și numărul de cazuri de infectare dintre lucrătorii medicali, după aceleași 3 săptămâni de descreștere continuă. Vedeți că noi am descrescut de la 244 la 112 cazuri, ca în săptămâna curentă să înregistrăm 195 de cazuri.
Rata de contagiozitate sau numărul de reproducere schimbă de la săptămână la săptămână și avem aici în felul următor. Săptămâna curentă, rata de contagiozitate constituie 1,12% și ceea ce numeam eu oscilațiile și fluctuațiile legate de zona transnistreană. Săptămâna trecută ei au înregistrat un indicator de contagiozitate mai mare decât media pe țară, 1,8%. Dar săptămâna asta, la medie pe țară de 1,12, ei înregistrează un indicator de reproducere sau de contagiozitate echivalent la 0,7. Aceste fiind spus, mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult și trecem la runda de întrebări-răspunsuri. Bună dimineața, stimați colegi de mass media, dăm start rundei întrebări-răspunsuri și prima întrebare, Alexandrina Chirtoacă, Publica TV. Alexandrina, probabil aveți probleme cu sunetul. Următoarea întrebare e Mădălina Gușciuc, Agenția de Presă IPN. Bună ziua! În Republica Moldova, ce rezultatele tot lor le aparțin. Mersi. Deci, în primul rând, amintim faptul că toate studiile clinice care se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, deci sunt în concordanță cu deci actele normative în vigoare. Deci ele nu sunt acum deci adoptate, ele au un istoric de adoptări, de fapt fix așa cum există și un istoric în studiile clinice. Există protocoale a studiilor clinice care sunt întru totul respectate, deci unul din studiile clinice la care dumneavoastră ați făcut referire este un studiu de solidaritate la care noi suntem parte împreună cu alte țări în contextul și sub egida OMS-ului. Este cu adevărat o oportunitate pentru noi pentru a participa la un studiu de nivel internațional. Am avut și parte de ghidaj tehnic din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Comparăm rezultatele pe care le-am obținut noi cu rezultatele pe care le-au obținut țările europene. Deci toate studiile absolut sunt în baza deci, acordului informat al pacientului. Deci pacientul este informat și se înrolează în studiu doar atunci când își manifestă acordul de a participa. Mulțumesc! Mulțumim. Următoarea întrebare, Mihai Caragian, TV8. Bună dimineața, mă auziți? Da, vă auzim. Doresc să vă întreb, acum aproximativ două săptămâni, o femeie internată la Spitalul Arhanghelul Mihail cu diagnostic de COVID-19 și-a pus capăt zilelor în baia salonului. Atunci, medicii cu care am vorbit ne-au spus că foarte mulți dintre pacienții de pozitivi la coronavirus prezintă tulburări psihice serioase. Cu ei nu discută însă psihologii sau psihiatri, iar mulți dintre ei, anterior fără probleme psihice, ajung la spitalul de psihiatrie. Întrebarea este, cum le asigurăm confortul psihologic al acestor pacienți și cum evităm asemenea cădere, asemenea cazuri, asemenea incidente grave? De ce nu sunt asigurați consultații din partea unor specialiști de profil? Mulțumim pentru întrebare. De fapt, aspectele ce țin de tulburările psihologice și acel efort psihologic pe care îl suportă pacienții care suferă de COVID,
noi suntem sesizați în privința acestor cazuri și, de fapt, din start, Ministerul Sănătății, împreună cu Comisia de Specialitate pe Psihiatrie, a întreprins un șir de măsuri, inclusiv cu colegii din partea structurilor internaționale, centrelor comunitare de sănătate mentală, centrele de sănătate prietenoase tinerilor, au intervenit cu mai multe instruiri în privința susținerii psihologice a acestor persoane și nu doar a pacienților, dar vreau să menționez și a personalului medical. La fel, specialiștii au fost delegați către instituții, s-au creat anumite grupuri de susținere pentru instituții medicale care prestează servicii pentru tratamentul persoanelor COVID. La fel, noi examinăm minuțios toate cazurile de internări a pacienților cu probleme psihiatrice care apar urmare a suportării infecției COVID. Este important acest lucru și pentru noi. Cu adevărat lucrăm la acest compartiment și sperăm ca să avem și rezultate mai palpabile pentru a susține acești pacienți. Mulțumim. Următoarea întrebare, Nicu Morari, postul local de televiziune BTV. Bună ziua! Vreau să vă acord întrebare cu privire la testare. Deci, avem un incident de săptămâna aceasta, dar au fost și careva cazuri anterior cu privire la numărul anunțat de Centrul de Sănătate Publică din municipiu și cu privire la datele și la numărul de infectări și cel anunțat de la de către minister seara, când se face conferința de presă sau deci publicarea acestor date și pagina ministerului. Vorbim de săptămâna aceasta, au fost 13 anunțate de Centrul de Sănătate Publică din Vâlt și cu 4 mai mult seara, când au fost anunțate datele de la minister. În acest context, am vrut să vă mai întreb și care este capacitatea tuturor laboratoarelor de testare din țară. Aici mă refer la cu excepția celor private. Sau, dacă puteți, ne dați și despre cele private care este capacitatea de testare pentru zi. Capacitatea. La ziua de astăzi noi vorbim de 5 laboratoare publice, 4 private și laboratorul din Tiraspol, 10 laboratoare total, care au o capacitate zilnică de peste 2000 de teste și noi niciodată nu am ajuns la supra-solicitare. 2. Acum lucrăm la extinderea capacității investigațiilor de laborator, încă un laborator la nord și unul la sud, pentru că Bălțul deservind 13 teritorii administrative din zona de nord, sigur că are un pressing enorm pentru testarea de laborator a persoanelor cu suspecție la infecția COVID. Ce ține de furnizarea rezultatelor și de cifre? Deci, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică difuzează rezultatele care sunt raportate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică la ora 14 zilnic. Dacă până în seară apar rezultate pozitive încă, deci și ele cu siguranță apar la toate laboratoarele, și la Bălț, și la Cahul, și la Chișinău, și în alte părți, ele sunt raportate a doua zi, de aceea ar putea apărea această discrepanță numerică, dar cu siguranță cazurile sunt incluse a doua zi. Și ultima, ținând cont de informațiile care ar parveni acolo, eu repet, pentru a patra conferință de presă consecutivă, că în Republica Moldova, din laboratoare, din toate, rezultatele sunt furnizate către comandatari numai târziu de 24 de ore din momentul recepționării probei și trimiterii pentru investigații. Mulțumesc! Mulțumim și următoarea întrebare, Tatiana Sultanova, Newsmaker. Имата
могут быть отменить. Все? Плохо слышно? Ну, на паузе пение. А, извините. Так, господин Фортуна рассказывал сегодня о статистике случаев импорта коронавируса, но две недели назад президент говорил, что в Молдове могут отменить двухнедельный карантин, кто был за границей. Пожалуйста, при каких экологических условиях карантин для въезжающих все же могут отменить? Когда эти условия могут сложиться, чтобы карантин для въезжающих отменить? Спасибо. Eu n-am înțeles întrebarea până la capăt, dar intuiesc ce ați întrebat și o să răspund din cei ce intuiesc. Măsura de autoizolare pe 14 zile după revenire este o măsură de sănătate publică și are menirea să asigure, paralel cu alte măsuri de control, controlul infecției, a răspândirilor, de la detectarea cazului până la izolarea lui și limitarea persoanei ca sursă de infecție. Atâta timp cât în zona din regiunea europeană și nu doar, situația este una nefavorabilă, în creștere, și fac referire la statele din zona Balcanilor de Sud-Est, din care și noi facem parte, măsura de autoizolare rămâne în vigoare și eu nu zădar am dat citire statisticilor și țărilor de unde se importă cazurile, chiar și din țările cu situație epidemiologică favorabilă, noi avem import de cazuri. De aceea această măsură rămâne încă în vigoare și ea probabil va rămâne atâta timp cât situația epidemiologică nu se va îmbunătăți. Cu îmbunătățirea noi vom revizui și măsura propriu-zis și posibil țările din care revin conaționalii noștri. Mulțumesc! Mulțumim! Întrebare publică TV, Alexandrina Chirtoacă. Până la urmă, în ce val suntem? Dacă vorbim despre primul val, atunci la ce etapă ne aflăm? Și care sunt prognozele pentru sezonul rece atunci când vor apărea virozele și gripa? Da. Mulțumesc de întrebare. Deci, în mod clasic, am vorbit noi de nenumărate ori că pandemiile pot evolua în valuri. Valul, dacă vorbim clasic, trebuie să aibă un interval de cel puțin o lună atunci când nu avem înregistrate cazuri. În cazul de față, evoluția procesului epidemic în Republica Moldova, după cum observați, are episoade de creștere și descreștere. Am avut câteva săptămâni cu indicatori mai sporiți. Ultimele 3 săptămâni au fost în jur de 1500 săptămânal. Acum iarăși suntem într-o fază de acutizare. Ceea ce trebuie să ne atragă atenția încă o dată la respectarea măsurilor antiepidemice, profilactice, referitor la sezonul rece. Desigur că noi avem un plan de măsuri bine stabilit, ne pregătim pentru sezonul rece și de suprapunerea situației prin gripe și infecții respiratorii. Pentru asta am întreprins mai multe măsuri, atât organizatorice, dar în prim plan au fost solicitate și deja organizare pentru procurarea lotului de vaccin antigripal și totodată, la nivel de asistență medicală primară, sunt pregătiți lucrătorii medicali pentru acest sezon ce ține de protocoale. Deci, desigur că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și întreaga echipă suntem pregătiți și avem în vedere momentele la care dumneavoastră v-ați referit. Mulțumesc! Următoarea întrebare, Liuba Șefciuc, proiectul Media cu Sens. Ce se întâmplă cu restul membrilor familiei atunci când unul dintre ei este confirmat pozitiv la COVID-19? Restul membrilor, care sunt persoane asigurate, sunt testați gratuit? De exemplu, într-o familie, soția a fost confirmată pozitiv la COVID. Soțul, care are poliță de asigurare și copiii minori, sunt testați gratuit de stat sau trebuie să plătească? <sus->
toate persoanele, indiferent de statutul asigurat, neasigurat, în laboratoarele publice din Republica Moldova, sunt testate gratuit. Toți, indiferent de vârstă, de statut, regiune, naționalitate și apartenență religioasă. Cei care, membrii familiei care au fost în contact la prima etapă, sunt supuși supravegherii și în caz de necesitate ei sunt testați, repet, gratuit, indiferent de care laborator public din țară se face aceasta. În laboratoarele private, la dorința cetățenilor, există oportunitatea pentru testare contraplată. Mulțumim și ultima întrebare, Carolina Rusu, Televiziunea Centrală. Nu există zi în care să nu avem cadre medicale infectate cu COVID. Ministerul Sănătății susține că de mult avem echipamente, măști, respiratoare. Personalul este instruit, deci deja a învățat să se dezbrace corect. Ce totuși nu avem și de ce atât de mulți angajați medicali se îmbolnăvesc? Noi reiterăm încă o dată ceea ce am mai răspuns în cadrul altor conferințe. Dacă vorbim de securitatea personalului medical, nu se limitează în cazul infecției COVID-19 doar la echipamentele de protecție. În primul rând este vorba și de mediul instituțional, acele fluxuri care sunt determinate, circuitul, prevenirea încrucișărilor, deci între profilul COVID și non-COVID, evaluarea riscurilor, deci în cadrul instituției care trebuie să fie efectuată de către fiecare manager a instituției, instruirea personalului pe diverse componente, nu doar ceea ce ține de utilizarea echipamentului de protecție personală. Totodată, aici să nu uităm și o altă latură. Sistemul medical este în regim alert implicat încă începând cu luna martie. Mai există și un factor că, într-adevăr, medicii lucrează, și nu doar medicii, vorbim de tot personalul din sistemul medical, sunt și la limita epuizării. De aceea venim cu un apel către toți ca să respectăm activitatea personalului medical și să respectăm acele recomandări care vin din partea specialiștilor. Elena Dejanski, Prime. Cunoaștem că după vindecare organismul formează anticorpi. Până la urmă, cât timp se mențin acești anticorpi? Pentru că unii vorbesc despre 3 luni. Și dacă avem cazuri de reinfectare? Da. Mersi de întrebare. Am discutat și ieri cu echipa epidemiologilor. 2 documente importante acum au venit, actualizate în luna iulie, referitor la gestionarea pandemiei. Acolo, în documentul ECDC, deci Centrul de Control a Bolilor pentru Regiunea Europeană, ECDC, și documentul Organizației Mondiale a Sănătății, stipulează 90 de zile, într-adevăr, și reieșind din aceste documente, noi vom revizui tactica și strategiile de mai departe, atât de gestionarea cazului clinic, cât ține de identificarea și gestionarea contactului, dar și modalitatea de externare. Urmează și, într-adevăr, mulțumesc că sunteți în temă cu deci, informațiile actualizate și la zi. Mersi. Noi vă mulțumim foarte mult pentru întrebările care au fost abordate în cadrul conferinței de astăzi. Totodată suntem în preajma weekendului și încă o dată reiterăm necesitatea ca să respectăm recomandările care vin din partea specialiștilor, pentru că de aceasta depinde sănătatea și adeseori chiar și viața noastră. O zi frumoasă tuturor și sănătate!